seara, doamnelor și domnilor, urmăriți știrile Nord-Vest TV, iată titlurile serii. Războiul din Ucraina a făcut ravagii și în zona din vecinătatea județului nostru. Autoritățile îndeamnă pe Sat Măren să dea o mână de ajutor fraților de peste Tisa și să se alăture campaniei umanitare demarate de Consiliul Județean și Crucea Roșie. Ardudul se pregătește de investiții, aflați mai multe detalii în doar câteva minute. Casa de Sănătate îi roagă pe Sat Măren să se prezinte la sediul instituției pentru a intra în posesia cardurilor de sănătate. Situație disperată în Ucraina. 1000 de familii din raionul Vinogradov trăiesc de pe azi pe mâine. Oamenii au nevoie de mâncare, îmbrăcăminte, obiecte sanitare și medicamente. Sătmărenii sunt îndemnați să dea Crucii Roșii o mână de ajutor pentru a aduna banii și ajutoarele necesare pentru a veni în sprijinul vecinilor noștri. Campania de întrajutorare e susținută de conducerea județului. Situația din Ucraina este tot mai gravă. În regiunea Vinogradov, 1000 de familii sunt afectate de război. Cu capii familiilor plecați să lupte pe front, cei de acasă sunt siliți să trăiască la limita subzistenței. Vecinii noștri au nevoie de hrană, obiecte de igienă, haine și medicamente. Au nevoie, în primul rând, de pastile care să purifice apa. Nu au apă, nu putem să trimitem apă cu tirul pentru că nu pot să o transporte, dar au nevoie de acele pastile care purifică apa. Au nevoie de foarte multe pansamente, sunt mulți răniți, mulți morți. Tot timpul sună telefonul că a mai murit cineva și vorbim de tineri, de foarte tineri, de la 22 de ani. Este drastic, este o tragedie ce se întâmplă acolo. Materiale septice, rivanola apă oxigenată, trebuie să trimitem, materiale de curățenie, săpunuri, dezinfecție de tot felul, alimente de bază care nu sunt perisabile, care pot să fie transportate, haine, dar în stare foarte bună pentru copii și în special pentru tineri. Pentru că soldații pe front nu au haine, dar vorbim nu de costume, vorbim de training-uri, vorbim de obiecte de lenjerie intimă, vorbim despre îmbrăcăminte cu care nu te duci la paradă sau la petrecere, uzuale. Ajutoarele vor merge către Ucraina sub forma unui convoi umanitar, ONG-ul fiind sprijinit de Consiliul Județean. Sătmărenii sunt îndemnați să se alăture campanii și să contribuie cu ce și cu cât pot pentru a ajuta pe vecinii din Ucraina. Facem un apel și populației, societății civile, toți cei care doresc să se alăture acestui demers făcut de către județul Satu Mare, de către Consiliul Județean, în a putea aduna diferite lucruri care ar putea să-i ajute, să-i sprijine pe prietenii noștri din raionul Vinogradov, din Ucraina. Sătmărenii o să înțeleagă că acum un alt vecin de-al nostru are nevoie de ajutorul nostru și ar fi bine ca fiecare să-și punem umărul acest ajutor. Autoritățile de la noi și-au oferit sprijinul fără ca acesta să fie cerut de omologi din țara vecină. Cei din Vinogradiv se confruntă pe lângă război și cu o inflație mare, iar populația, speriată, caută să fugă din țară. Am primit o ofertă care pentru noi astăzi este de neprețuit. Cât de mult simțiți că la noi ce fel de situație există și fără ca noi să facem vreo solicitare, singuri ne-ați oferit să ne ajutați. După părerea mea, acesta este cel mai important și totodată cel mai uman lucru care pentru noi acum este extrem de important. Situația în care ne aflăm este într-adevăr pur și simplu inumană, dar sperăm să se termine cât mai repede și în aceste condiții este important pentru noi mâna de ajutor întinsă. Oamenii noștri sunt muncitori, onești și harnici, care acum se confruntă cu această situație în care se tem. Deocamdată donațiile se pot face la sediul Crucii Roșii din municipiu zilnic între orele 8 și 17. Între timp, conducerea ONG-ului va face demersurile necesare pentru stabilirea unui cont bancar pentru cei care doresc să doneze bani, iar în centrele comerciale din oraș se vor amplasa băncile de alimente. Asfaltări de străzi, pietruiri, reabilitarea unităților școlare, dar și alte proiecte ce vizează domeniul culturii au fost cuprinse în planul de investiții al administrației locale a orașului Ardud. Localitatea va beneficia anul acesta și de o serie de finanțări de la bugetul de stat pentru câteva proiecte care au fost actualizate. Orașul Ardud are anul acesta un buget de peste 10 milioane de lei, cu 10% mai mult față de anul trecut. Bugetul dedicat investițiilor este de aproximativ 6 milioane de lei, restul banilor au fost alocați pentru învățământ. Bugetul total este de 10 milioane 700, deci 107 miliarde vechi, ceea ce reprezintă o creștere față de anul trecut cu aproximativ 10%, deci cam cu 1 milion de lei, din care, sigur, ca în toate localitățile, aproape jumătate reprezintă bugetul care aparține învățământului.
salarii și restul cheltuielilor pe linie de învățământ, școli, grădinițe. Iar diferența este, reprezintă suma din care administrația locală gospodărește localitatea. Fel ca și anii trecuți, la nivelul orașului Ardud există acest grad ridicat de colectare, 98%, ceea ce dă o notă bună și populației, pentru că asta înseamnă că lumea este responsabilă pentru a își face, să zicem, datoria față de bugetul statului și este o notă bună. Apoi, mai departe, în ceea ce privește Ardudul vis-a-vis de celelalte instituții ale statului. Administrația locală preconizează anul acesta și câteva investiții majore, printre care construirea casei de cultură, investiție în valoare de 5 milioane de lei, dar și a căminului cultural din satul Gereușa, proiect finanțat prin Compania Națională de Investiții. Avem reactualizat un proiect al unei case de cultură în Ardut, care lipsește, cu atât mai mult cu cât activitatea culturală în Ardud este bogată. Proiect care l-am reactualizat în condițiile în care în acest an se vor deschide la finanțare și lucrări noi de așezăminte culturale, pentru că anii trecuți au fost promovate doar investițiile în reabilitări de așezăminte culturale. Noi, având această casă de cultură, depus proiectul anii trecuți când am câștigat cu al doilea punctaj pe țară, cu 98 de puncte din 100 posibile. Printre proiectele incluse anul acesta în planul de investiții se numără asfaltarea străzilor în toate localitățile aparținătoare orașului, extinderea sălii de sport, dar și reabilitarea unităților școlare și introducerea sistemului de încălzire centrală în căminul cultural din Mădăras. Rămâneți cu noi pentru a vedea ce anume trebuie să purtați în această primăvară pentru a fi în pas cu ultimele tendințe ale modei. Sătmărenii sunt rugați de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate să se prezinte la sediul instituției pentru a intra în posesia cardurilor de sănătate. Cu aproape o lună ca ele să devină obligatorii, la CJAS Satu Mare mai sunt 9500 de carduri care nu au ajuns încă la proprietarii de drept. Din 1 aprilie, cardurile de sănătate vor fi obligatorii de prezentat atunci când contractați un serviciu medical. Noile documente sunt asemenea cărților de identitate și trebuie păstrate ca atare. Un grup de senatori propune ca statul să ia poziție împotriva magistraților care cu rea credință sau gravă neglijență au săvârșit erori judiciare. Inițiativa legislativă prevede ca dreptul persoanei vătămate la repararea prejudiciilor materiale cauzate prin erorile judiciare să poată fi exercitat doar după ce persoana vătămată a uzat toate căile de atac. Prin proiect se mai propune ca termenul de prescripție a dreptului la acțiune în toate aceste cazuri să fie majorat de la un an la 10 ani. Inițiativa legislativă urmează să fie dezbătută de senat în calitate de primă cameră sesizată. Pornind de la ideea că persoanele cele mai predispuse consumului de droguri sunt în general persoane cu o structură psihică fragilă și de cele mai multe ori elevi, Inspectoratul Școlar lansează joi campania antidrog Alege Conștient. S-au alăturat campaniei Consiliul Județean Satu Mare, Instituția Prefectului și Inspectoratul Județean de Poliție Satu Mare. Lansarea va avea loc joi de la ora 10 în sala multimedia a Inspectoratului Școlar. Județul Satu Mare este mai aproape de o înfrățire cu raionul Vinogradiv. Se mai așteaptă doar acordul din partea Ministerului de Externe pentru parafarea actelor. Relațiile dintre cele două unități administrativ-teritoriale vor duce la implementarea unor proiecte transfrontaliere care să dezvolte regiunile din care fac parte, dar și la redeschiderea unor puncte de trecere a frontierei. Realizarea unor relații solide cu vecinii din regiunea noastră, chiar și dincolo de granițele țării, a fost un punct important de pe agenda actualei conducerea Consiliului Județean. Astăzi discuții au avut loc cu o delegație din Vinogradiv. Am făcut aceste demersuri de a putea semna acest protocol de înfrățire. Avem până acum acordul
Ministerului Dezvoltării și Administrației, așteptăm și acordul Ministerului de Externe, colegii mei au făcut aceste demersuri. Eu cred că în perioada următoare vom primi și acordul din partea Ministerului de Externe. Cele două acorduri sunt importante pentru a putea semna... Semnarea protocolului de înfrățire deschide ușa implementării unor proiecte transfrontaliere pentru dezvoltare. Vecinii din Ucraina se bucură că vor putea beneficia de sprijinul nostru și că astfel vor fi cu un pas mai aproape de integrarea europeană pe care și-o doresc. Zona noastră este o regiune dominată de mentalitatea specifică a europenilor. Astăzi am discutat foarte mult și despre cum am putea, prin proiecte europene transfrontaliere, să contribuim la dezvoltarea regiunilor și să creăm mai multe locuri de muncă. La discuțiile de astăzi au fost prezenți și doi primari ai unor localități limitrofe din Ucraina și asta pentru că, în virtutea unei colaborări și mai bune, autoritățile de la noi s-au angajat în discuții la nivelul ministerelor pentru a redeschide două puncte de trecere a frontierei, din care unul între localitățile Hija și Tarna Mică. UNPR nu va vota împotriva guvernului Ponta și va continua colaborarea cu PSD și PLR la nivel local. Între timp, Uniunea se pregătește să își întărească poziția pe care o deține pe plan național și în județ prin dublarea sau chiar triplarea numărului de membri. UNPR va continua să sprijine executivul, iar atât timp cât Victor Ponta va fi premier, nu va vota împotriva actualei coaliții de guvernare. Se va rămâne alături de PSD, iar atâta timp cât domnul Ponta va fi premier, nici nu se va pune problema cumva ca să participe, să voteze în Parlament o moțiune de cenzură care să ducă la demiterea guvernului Ponta. În paralel, Uniunea dorește să se consolideze înainte de următorul scrutin electoral. Pe plan național, UNPR dorește ca până în 2016 să aibă peste 1 milion de membri, în timp ce la satul mare se vrea dublarea sau chiar triplarea numărului de activiști. Ținta pentru 2016 de a ajunge la 1 milion de membri nu este chiar o utopie. Organizația locală satul mare, de județeană satul mare, pentru perioada următoare își propune să își dubleze sau chiar tripleze numărul de membri, să participe mai activ la viața socială locală. La ultimele alegeri, UNPR a obținut la satul mare un procent de 3%, astfel și-a asigurat o reprezentare în 14 consilii locale comunale, plus cel din Negreșteoaș. La nivelul județului sunt înregistrați ca membri de partid un număr de 2500 de sătmăreni. Primăvara aceasta se poartă culorile vesele, dar și nuanțele de albastru. Pentru cei mai nonconformiști, designerii au pregătit câteva colecții care să le pună în evidență silueta, dar și o serie de combinații florale cu denim, asemenea celor create de mari designeri internaționali care au dat tonul în acest domeniu. Albastru este prima culoare care trebuie luată în calcul în acest sezon, dar și nuanțele care derivă din această culoare. În plus, designerii spun că este o culoare ce poate fi purtată la orice ținută și adaptată foarte ușor în funcție de momentul zilei. Culoarea predominantă este un albastru azur, dar și toate culori, nuanțele care derivă din aceasta. Culoarea anului, părerea mea, fiecare designer sau creator vine cu o propunere, dar eu zic că această culoare va prinde bine în sezonul acesta. Putem să purtăm foarte mult buline. Eu aș zice că, deci, nu e pe gustul meu cu buricul afară, dar pentru fetele tinere e potrivit, pot să zic. Combinațiile de culori și croiuri din acest sezon vor atrage multe priviri admirative, însă pentru a nu cădea în penibil, acestea trebuie adaptate în funcție de vârstă. A mea personală este ca fiecare grupă de vârstă să se îmbrace potrivit, nu să ne îmbrăcăm atunci când suntem copii, să ne îmbrăcăm ca și cei maturi și invers. Și așa poate să fie penibil o persoană mai în vârstă să se îmbrace foarte tineresc, poți ajungi să dai în penibil. Este important să alegem ținutele care ne avantajează și să nu exagerăm dacă nu știm să asortăm foarte bine culoarea și textura. În magazine deja au început să apară primele colecții de primăvară, însă înainte de achiziționarea unei ținute e bine să mai aruncăm o privire și prin revistele de modă. Rămâneți cu noi pentru știrile pe scurt. Sala de spectacol a Direcției de Cultură Carei s-a umplut ieri cu doamne și domnișoare venite să participe la evenimentul organizat cu ocazia Zilei Femeii. Programul pregătit de instituție a inclus momente de dans, recitări de poezii, dar și concerte oferite de membrii trupei Castelanii și ansambluri folclorice din municipiul Carei. Tinerii actori ai secției române a Teatrului de Nord reiau spectacolul Viața ta în 65 de minute în regia lui Ovidiu Caița. Premiera națională a avut loc la satul mare pe 31 octombrie, iar toate reprezentațiile s-au jucat cu sala arhiplină. De această dată piesa se va juca în sala studio joi de la ora 15.
2019. Prețul unui bilet este de 15 lei, iar sătmărenii care doresc un loc în sală s-au rugat să-și procure biletele din timp, deoarece locurile sunt limitate. Profesorii de dans de la Loga Dance School au participat sâmbătă la campionatul regional din Ungaria organizat la Niradoni, unde în al treilea an consecutiv au obținut locul întâi, păstrând din anul 2013 titlul de campioni regionali ai Ungariei. Tot sâmbătă Loga Dance School a participat la Cupa Oradea organizată la Oradea, unde au participat peste 250 de perechi de dansatori din toată țara. Școala de dans Sătmăreni a participat cu o perechi de dansatori, dintre care 7 au intrat în finală. Duminică sportivii vor participa la Cupa Potaisa, concurs organizat la Turda. Florin Mureșan vine cu informații din sport, iar Luca Jofi ne spune cum va fi mâine vremea. Bună seara și bine am găsit la știrile din sport. Penultima etapă a campionatului național de popice tineret a consemnat o premieră pentru popicarii sătmăreni de la CSM. Elevii lui Gheorghe Sabău au învins după o lungă perioadă de timp, 4 ani, liderul seriei CFR Cluj, Industria Sârmei, Câmpia Turzii. Cu un total de 3177 de popice doborâte, CSM-ul a devansat așadar CFR-ul, care a doborât 3041 de popice, și Electro Târgu Mureș cu 2646 de popice doborâte. Pentru echipa noastră au evoluat excelent Ciprian Kubitski, 526 de popice doborâte, Vlad Sabău și Vasile Maxim cu 543 de bețe, Darius Șonco de 535 de popice doborâte, Marius Lucus 518 și Gabriel Sabău 512 popice doborâte, iar Maxim și Sabău au reușit performanțele etapei, aceștia au doborât cele mai multe popice. De menționat că etapa a avut loc la Târgu Mureș, dar sub organizarea CSM-ului, echipa fiind compusă 100% din sătmăreni. Ultima etapă este programată pe 28 martie, tot la Târgu Mureș, iar echipa sătmăreană este calificată la turneul final, indiferent de rezultat. În plus, Gabriel Sabău și Marius Lucus sunt cooptați în lotul național de juniori, Under 18. Pentru amicalele cu Serbia, urmând să plece mâine spre Târgu Mureș, iar meciurile se vor juca în weekend în vederea pregătirii echipei pentru campionatele mondiale din luna mai din Germania. Odată cu venirea primăverii, campionatul de minifotbal de la Rania a revenit în actualitate. Prima etapă a retrului s-a desfășurat luni seara la Cocheta Bază, etapă care a programat și primul derby. Roșalbaștri au întâlnit Studenții, prima echipă reușit să se impună cu 9-4, după un meci deschis oricărui rezultat. Scorurile etapei s-au înregistrat în partidele Fortuna Sentieri 0-13, învingătoarea având cel mai bun gol averaj al acestei ediții, și No Name Young Boys 1-15. Pe primul loc rămân Steliștii la 5 lungimi distanță de Sentieri și la 6 de FBB și echipa Nord-Vest TV își depune candidatura la un loc pe podium, însă colegii noștri nu au evoluat în această etapă, așadar goluri multe marcate în prima etapă din retur, semn că fotbaliștii au așteptat să se dezmorțească după o iarnă care i-a ținut mai mult departe de sinteticul de la Rania. Se anunță o bătălie încinsă, mai ales că acum, față de sezoanele trecute, trei echipe se califică mai departe în competițiile zonale sau naționale. Iată rezultatele de luni: Oli 2011, Oașu 3-8, Fortuna Sentieri 0-13, No Name Young Boys 1-15, Roșalbaștri Studenții 9-4 și Maestorul Frăția 1-6. CSM Satu Mare a participat la sfârșitul săptămânii trecute la 6-a ediție a memorialului Shier Herman de la Oradea. Competiția de not rezervată categoriilor de la 8 până la 15 ani a adus delegației noastre 5 medalii. De departe, vedeta sătmărenilor a fost Luca Tătar, acesta cucerind 4 din cele 5 medalii pentru CSM. În total, echipa sătmărenă a obținut 5 medalii și 5 locuri, 4-6. Astfel, Luca Tătar a obținut medalia de aur în proba de 50 de metri liber, medalia de bronz la proba de 50 de metri spate, medalia de argint la proba de 50 de metri spate și medalia de argint la proba de 50 de metri fluture. Cătălin Moșneguțu a câștigat medalia de bronz la proba de 50 de metri spate și locul 5 la proba de 100 de metri liber. Prinț Lara, născut în 2008, a concurat cu sportivi născuți în 2007 și a ocupat locul 6 la proba de 50 de metri liber. Zolan Selmenzi s-a clasat pe locul 5 la proba de 50 de metri bras. Comia Tijuana a obținut locul 6 la probele de 50 de metri spate și 50 de metri fluture. Pentru CSM Satu Mare au participat notătorii Moșneguțu Cătălin, Popariana, Tătar Luca, Selmenzi Zolan, Mihal cu Adam, Simon Luca, Riddle Shirley Tibor, Soponar Darius, Gătina Alexandra, Beliga Andra, Grigoriu Alexandra, Chifor Maria, Dărăban Miruna, Comia Tijuana, David Bianca, Stâncioiu Blanca, Prinț Lara și Grigoriu Filip, antrenor Silviu Pop. Între 21 și 22 martie se va desfășura la Baia Mare etapa regională copii de 11 ani, etapă de calificare la campionatul național din vară, la care CSM Satu Mare se va prezenta cu un lot de 6 sportivi. Atât din sport pentru moment, rămâneți alături de Nord-Vest TV. Bună
seara și mâine ne bucurăm de vreme frumoasă. Rămâneți alături de mine pentru a vă spune care vor fi minimele și maximele zilei. Ploi și 8 grade Celsius anunță meteorologii pentru ziua de mâine în München. 15 grade se vor înregistra în Budapesta și în Paris. În Roma mâine 17 grade, iar în Madrid și în Lisabona 22. Doar constanțenii vor avea mâine parte de ploi și de 8 grade Celsius. În rest, vreme frumoasă în toată țara. 11 grade vor fi în capitală și în Iași, 12 grade în Bistrița Năsăud, în Cluj-Napoca, în Marea Mureș, în Sălaj, în Alba Iulia și în Timișoara, 13 grade. Chiar dacă în ultimele nopți a fost destul de rece, la noapte scăpăm de gradele cu minus, iar în județul nostru vom avea 3 grade Celsius. Dimineața o începem cu 3 grade în termometre, iar în timpul zilei vom ajunge până la 13 în Carei, în Tășnați și în Satu Mare, în timp ce în Negrești, Oași se vor înregistra 12 grade. Acestea au fost informațiile despre vreme. Vă mulțumesc pentru atenție. Numai bine! Acestea au fost principalele informații ale serii. Ne revedem și mâine. Până atunci, să aveți o seară liniștită! Vestimentația prezentatoarei de știri este asigurată de magazinul Steilmann.